Vinerea aceasta a avut loc la Suceava sfințirea centrului de pelerinaje Sfântul Ioan cel Nou din cadrul agenției Basilica Travel a Patriarhiei Române. Sediul se află în cartierul Burdujan, la parterul centrului comercial Julius Mall, în incinta paraclisului Sfântul Ioan cel Nou. Ținem să mulțumim preafericirii sale Părintului Patriarh Daniel pentru inițiativa de a fi înființate în toate centrele parhiale, centre de pelerinaj. Și iată, cu binecuvântarea înaltului nostru ierarh, Părintele Prime, Arhiepiscop al Cerului și Dăuților, îl avem la Suceava acest centru care se deschide pentru toți repedoritorii de a cunoaște frumusețile Ortodoxiei. Invitați la acest eveniment au fost domnul inspector Vasile Mihăilă de la Centrul de Pelerinaje Basilica Travel din București, precum și domnul Eduard Marcu, managerul centrului comercial Julius Mall. Aș vrea să vă spun că pentru sectorul pelerinaje, Bucovina reprezintă un izvor de tradiție autentică românească, creștină, și o sumă de mănăstiri foarte frumoase, cu o tradiție importantă în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Sectorul pelerinaje organizează mai multe pelerinaje în această zonă a țării, iar pelerinii din întreaga țară se înscriu pentru a se închina în locurile de valoare creștină din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cum ar fi la Mănăstirea Putna, unde se pot închina, și la mormântul voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, la Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Moldovița și, în ultimul rând, la perla Bucovinei, Mănăstirea Voroneț. Din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au fost prezenți Părintele Arhimandrit Vartolomeu Chira, eclesiarh al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, Părintele Nicolae Horga, inspector bisericesc, precum și secretarul eparhial Părintele Cornel Oprișan. Vrem prin acest centru ca mănăstirile noastre, care fac parte din monumentele UNESCO, aceste frumusețe ale Ortodoxiei să vibreze în toți credincioșii care vor păși pe aceste meleaguri. Fiind o mare binecuvântare, sigur că noi salutăm această inițiativă și ne bucurăm că avem posibilitatea de a intra aici și de a merge la locurile sfinte și în alte părți ale țării noastre și mai ales la mănăstirile noastre sfinte. Nădăjduim ca deschiderea acestui nou punct de lucru, a acestui centru nou de pelerinaje în eparhia noastră, să fie de bun augur spre ajutor, spre binecuvântarea credincioșilor noștri, iar bunul Dumnezeu să ne întărească, să ne dea putere spre a săvârși această lucrare bine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ca semn de apreciere pentru munca depusă la înființarea și optimizarea centrului de pelerinaj din Suceava, domnul inspector Vasile Mihăil a oferit celor implicați din partea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, diplome și distincții omagiale Sfântul Ioan Gură de Aur.